Un băiat de 12 ani a fost la un pas de nec în lacul Valea Morilor din capitală. El s-a plecat să hrănească rațele și a alunecat. Băiatul a fost scos din apă de salvamare din zonă. La fața locului a intervenit și un echipaj medical de urgență care a acordat îngrijirile necesare. Minorul însă nu a avut nevoie de spitalizare. În context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă părinții să-și supravegheze copiii aflați în preajma lacurilor și râurilor. Totodată, specialiștii atenționează că pe vreme rece la suprafața bazinelor acvatice se formează un strat subțire de gheață, iar aflarea în nemijlocită apropiere devine periculoasă, în special pentru minorii nesupravegheați.